two or three general. Nu vreau să fiu provocator. În ceea ce privește ceea ce a spus domnul Albrecht, există opinia că politica de coeziune devine principala politică care ajută la aplicarea strategiei 2020. Politica de coeziune este deturnată de la scopul ei principal, scopul de la înființarea ei. Apoi, în ceea ce privește stabilitatea macroeconomică, grupul nostru și mulți deputați din multe grupuri politice au exprimat opinia că condiționalitățile macroeconomice nu trebuie incluse în politica de coeziune. Numărul 3. Atunci când rezerva de performanță de 5% se adaugă plafonării și se adaugă la la facilitatea Connecting Europe, în practică fondul de coeziune și politica de coeziune pierd foarte mulți bani și trebuie să ținem cont de acest lucru. Și în sfârșit, actele delegate. Domnul Nicolas Martin a spus în Consiliu că este împotriva a două acte delegate care urmează să fie abordate de comisie. Trebuie să menționăm acest lucru pentru că nu este doar un motiv de frustrare în Parlament, ci și în Consiliu. Mă întorc la fondul de coeziune și mă axez pe trei lucruri. În primul rând, facilitatea Connecting Europe. Facilitatea Connecting Europe este aproape la fel de mare ca și fondul de coeziune. 68 de miliarde pentru fondul de coeziune, 60 de miliarde pentru facilitatea Connecting Europe. De ce primim un document din partea Comisiei care este încă vag? Vă spun foarte clar, este vag, nu există nimic consistent în acest document și se mai pun în continuare întrebări importante legate de filozofie. Gestiunea partajată a fondului de coeziune plus gestiunea descentralizată a facilității Connecting Europe, care sunt în conflict. Apoi, este important să vedem care sunt criteriile. Se iau 10 miliarde de la statele membre și se hotărăște care sunt cele mai bune proiecte care trebuie să fie aplicate. Și e clar că va fi vorba despre două state membre sau mai multe. Care sunt criteriile? Criteriile trebuie clarificate, pentru că dacă nu, vom asista la o bătălie în Parlament și o altă bătălie în Consiliu. Și asta este în detrimentul obiectivului nostru general. Și în sfârșit, ce facem cu contractanții? Pentru că vorbim despre sume importante și este clar că s-ar putea să avem probleme și este vital să evităm frustrări suplimentare care ar submina scopul nostru de a atinge un acord final. Am ascultat o prezentare a Comisiei Europene cu privire la facilitatea Connecting Europe. Poate că ar trebui să se clarifice situația. Apoi, posibilitatea ca fondul de coeziune să fie folosit pentru a se plăti pentru poluare. Atunci când principiul poluatorul plătește, nu poate fi aplicat pentru că poluarea este la scară mare. În principiu sunt pentru. În practică, vreau să vă spun că încă nu există un răspuns clar în privința criteriilor. Există, la ora actuală, evaluările de impact de mediu și evaluările strategice. Însă, uneori, nu sunt nici obiective, nici neutre. Și este clar că nu putem să dăm undă verde acestei posibilități, pentru că vă amintesc că în Ungaria o companie privată a fost la originea unei poluări și s-au stabilit penalități de 500 de milioane de euro, penalități enorme. Este esențial ca să se
facă o muncă de prevenție. Trebuie să ne asigurăm că poluatorul previne poluarea și tot poluatorul este capabil să plătească pentru poluare. Pentru că nu văd de ce ar fi folosit fondul de coeziune pentru a se plăti aceste penalități. În primul rând, politica noastră trebuie să fie o politică de prevenție. Și în sfârșit, propunere legată de posibilitatea de a se accesa politica de coeziune pentru creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor. Regulamentul actual spune că se poate accesa Fondul European de Dezvoltare Regională. Însă, având în vedere cât de importante sunt schimbările climatice, având în vedere faptul că eficiența energetică face ca energia să fie accesibilă persoanelor care plătesc facturi piperate, cred că ar fi cazul să ținem cont de toate aceste aspecte și să ținem cont și de faptul că va crește procentul de energie regenerabilă în mixul energetic. Toate aceste lucruri fac parte din strategia 2020. Acestea sunt principalele mele preocupări și sunt convins că multe dintre aceste preocupări sunt împărtășite de colegii mei. Sunt convins și încrezător că, grație cooperării între grupurile politice, putem evita niște bătălii sângeroase. Mulțumesc!